Bine v-am regăsit, dragii mei, spunem bună seara și bine ați venit invitatul nostru în studio, domnul dr. Mihail Moisescu, președintele Asociației Patronatului Medicilor de Familie Gorj. Bună seara, bine ați venit! Să rămână, mă bucur că sunt la dumneavoastră pentru prima dată. Dragii mei, pentru că avem alerte de... emise de către meteorologi, avem un val de caniculă care se va extinde în zilele următoare în țara noastră. Astfel, meteorologii au emis un cod portocaliu pentru vestul țării, unde vor fi 39 de grade Celsius. Valul de căldură se va intensifica și se va extinde în cea mai mare parte a țării, ne anunță meteorologii. 5 județe din vestul țării sunt vizate de o alertă cod portocaliu de caniculă marți și miercuri. Codul portocaliu vizează județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș și Gara Severin, unde disconfortul termic va fi accentuat și va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi în general de 37-39 de grade, iar noaptea valorile termice nu vor coborî sub 22-26 de grade. În cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi ridicat și în zilele următoare. De aceea, meteorologii au emis mai întâi un cod galben pentru cea mai mare parte a țării și, de asemenea, în județele pe care vi le-am citit mai sus, cod portocaliu, disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și local va fi caniculă. În după amiaza zilei și seara de marți, 13 iulie, pe alocuri vor fi și manifestări specifice instabilității atmosferice la munte, precum și în regiunile estice și sud-estice. Asta pentru că, așa cum bine știți, suntem un post național de televiziune. Așadar, România se topește, să vedem care este sfatul medicului, domnule doctor, canicula și efectele sale asupra sănătății omului. Da. Ne aflăm în fața unui subiect extrem de greu de dezbătut, dar pe care îl simțim cam toți. Simțim ce se întâmplă. Noi să trăim într-o zonă de valori termice moderate. Asemenea, șocuri termice nu prea sunt obișnuite la noi. Dacă am fi în Africa, ar fi ok. Nu suntem în Africa, suntem într-o zonă temperată. Și atunci aceste creșteri de temperatură, așa cum a spus, 37-38, merg chiar 40, astea sunt la umbră citite, pentru că în soare sunt mult mai ridicate și foarte greu resimțite, domn, categoric au o influență nefastă asupra organismului nostru. Am spicuit, venind la, fiind mă pregătind mă puțin pentru emisiunea noastră, am spicuit puțin despre ceea ce produce această temperatură ridicată. Și există un fel de împărțire, de fapt, oarecum scolastic, în patru mari grupe. Prima s-a referit la acele crampe termice. Cu toții ne-am uitat la campionatul mondial de fotbal acum, da? Nu, european, pardon, a fost mondial, deși a fost cam ca și mondial. Așa, european de fotbal. S-a văzut că fotbaliștii cădeau jos și făceau crampe. Datorită temperaturilor ridicate și datorită efortului fizic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la nivelul grupelor mari musculare, da, apar niște constricții puternice, niște contracturi. De ce se întâmplă acest lucru? Foarte simplu. Pentru că se pierde apă și se pierd săruri. Tratamentul? Extrem de simplu. O linguriță de sare, sare de bucătărie, sau comprimate cu clorură de potasiu, clorură de sodiu, că există așa ceva farmaceutic. Deci astea sunt crampele pe care le vedem la fotbaliști. Efort, temperatură mare, apar crampele. Un pas mai departe, ne apropiem de epuizarea termică. Aceasta are în vedere oamenii nepregătiți pentru temperaturile ridicate. Este cazul muncitorilor de pe marile noastre șantiere de autostrăzi. Avem așa ceva sau numai pe hârtie? Aici mă pregăteam să vă întreb. Da. Este o problemă cu cei care lucrează în construcții și lucrează afară. Ei, această creștere duce la epuizarea rezervelor de apă și odată cu ele sărurile din organism. Și atunci apar fenomene de tipul cefalee, greață, vărsături, oamenii devin amețiți, slăbiciune. E o situație mai gravă. Dar m-am întrebat întotdeauna, putem divaga puțin, da? Vă rog. M-am întrebat întotdeauna, dar bieții oameni de la CAP, dumneavoastră nu i-ați prins că sunteți tânără, care munceau toată ziua la CAP, pe câmp, indiferent de câte grade erau afară, zi lumină, oare nu erau epuizați? Ba erau. Și cum rezistau? E, asta este un mister. Se pare că totuși antrenamentul, care astăzi nu-l mai avem, antrenamentul este cel care
Da, cu toate acestea, domnule doctor, ați văzut și dumneavoastră că din ce în ce mai mulți români optează în a-și menține fizicul în săli, fac ai mai multă mișcare. Da, da, ai o prostie. Părerea mea. Credeți? Deci... Toți trebuie să facă mișcare. Da. Toți? Dar? Dar nu trebuie sală pentru asta. Ce recomandați? Pentru un tonus muscular sănătos. Să-ți face fotbal. Să-ți face fotbal. Volei. Să se plimbe. Așa. Să facă not, să facă not și poate aude și primarul din Târgu Jiu, poate aude și primarul din Motru, să facă bazine de not, școlile trebuie să aibă bazine de not. Cu ani în urmă am fost într-o delegație, într-un sat, într-un stătuleț micuț, se numea Costa Rica, e adevărat, într-o zonă frumoasă. Fiecare școală avea bazin de not. Cel mai frumos sport, cel mai complet este notul. De ce n-am avea și în Târgu Jiu 5-6 bazine de not pe lângă școli? Liceele de Târgu Jiu, de ce n-ar avea un bazin de not? De ce o sală de gimnastică? Lăsați să facem un bazin de not. La Motru, la Rovinari? De ce nu se poate? La Târgu Cărbunești? Păi, avem și în Târgu Jiu la... A, cât avem unul. Nu e suficient? Nu. Dacă adresabilitatea populației, care credeți că este? Păi, hai să oferim și vedem care va fi atunci. Dacă nu le oferim... Îmi deci, dați... sportul cel mai complet și care ne scutește de multe neplăceri pe măsură ce înaintăm în viață este notul. Unde mai pui că n-apă și răcoare. La 39 de grade temperatură, ei ne mai pomeni să sari într-un bazin. Dacă îmi permiteți puțin să intervin, recomandări generale pentru populație. Evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare între orele 11-18. Dacă aveți aer condiționat, reglați aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu aveți aer condiționat în locuință, la locul de muncă, petreceți 2-3 ore zilnic în spații care beneficiază de aer condiționat, spații publice, magazine. Purtați pălării de soare, haine legere și ample, din fibre naturale, de culori deschise. Pe parcursul zilei faceți dușuri călduțe, fără a vă șterge de apă. Beți zilnic între 1,5-2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă sau echivalentul acestuia la fiecare 15-20 de minute. Nu consumați alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. De asemenea, evitați băuturile cu conținut ridicat de cafeină, cafea, ceai, cola sau de zahăr, sucuri răcoritoare carbogazoase, deoarece acestea sunt diuretice. Consumați fructe și legume proaspete, pepene galben, roșu, prune, castraveți roșii, deoarece acestea conțin o mare cantitate de apă. O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă. Evitați activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie, spre exemplu sport, grădinărit, etc. Aveți grijă de persoanele dependente de voi, copii vârstnici, persoane cu dizabilități, oferindu-le în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită. Păstrați contactul permanent cu vecini, rude, cunoștințe care sunt în vârstă sau cu dizabilități. Interesându-vă de starea acestora de sănătate. Acestea au fost câteva informații generale pentru dumneavoastră, cum trebuie să avem grijă de noi, dar și cei din jur, pentru că este foarte important ca în această perioadă să nu uităm și pe cei din jurul nostru, pentru că nu trăim singuri, suntem într-o societate. Și vom reveni la aceste sfaturi. Vă ascult. Deci, din toate astea multe pe care le-ați spus, care m-au speriat și pe mine? Aoleu! Da, eu spun așa. Așa. Spune. Nu ieșiți când e soare. Da. Stați în casă sau puneți o pălărie de pai, e foarte important să fie de pai. Beți lichide cât se poate de multe, nu între 1 și 2 și 3, cât puteți beți lichide, pentru că oricum transpirați. Și dați apa afară și odată cu ea sărurile. Da. Cei care, bolnavi cronici, pentru că și de la o anumită vârstă încolo, majoritatea sunt cu probleme cronice, nu ieșiți deloc. Pentru că vasodilatația pe care o produce căldura mare, cel puțin în cazul bolilor de inimă, dărinichi, este o adevărată nenorocire. Vă imaginați sângele care ar trebui să ajungă la inimă, pleacă și duce în picioare. Inima rămâne neirigată cu sânge. Ce se întâmplă? Infarct, simplu. Deci, stați în casă, că nu vă scoate nimeni afară din casă. Personal nu sunt pentru aer condiționat, deși eu am acasă aer condiționat, fiindcă am fost într-o zonă tropicală, eu n-am văzut aer condiționat acolo, și am avut niște elice extraordinar de mari în tavan, care se învârteau nu foarte repede și care făceau o atmosferă plăcută. Cred că, da,
la noi este un accident, mă gândesc, că se crește temperatura, dar cred că aceea elice în tavan este foarte bună, e mai bună decât aerul condiționat. Bun, acum cu schimbările acestea climaterice s-ar putea să le folosim și noi cum folosesc aerul atropice. Exact, pentru că ați văzut și dumneavoastră, avem din ce în ce perioade lungi în care temperaturile crescute. Da. Foarte important este ce am spus înainte, faceți baie. Nu neapărat să vă spălați, că aia faceți toți, dacă vă dă apă caldă domnul primar, sau centrele astea cu apa caldă, așa, dușuri, foarte multe dușuri. Sau centrala de și ar fi, da, centrala. Ar fi perfect dacă ați putea, iar întoarcem la piscină, o chestie civilizație. Pe căldura asta sări nici în piscină și te răcorești, că dacă sari în jiu e rău. Poți să te caute cu scafandrii. Și atunci intri într-o piscină. De ce nu facem treaba asta? Asta e o chestie a comunității. Pentru asta nu trebuie să fim savanți. Orice om mi-e cald, intru în apă. Mă răcoresc, nu? Deci, sunt lucruri care se pot face. Mergem mai departe și trecem de... La o a treia categorie, ce-am numit sincopa termică. Unii dintre noi, eu am pățit treaba asta când eram tânăr, la Marea Neagră, da? Ce se întâmplă? Datorită temperaturii ridicate, efortul fizic, dacă se face, se face și efort fizic, la un moment dat se face o vasodilatație în periferie. Periferie înseamnă membre, da? Și capul este golit de sânge. Tot sângele se duce în picioare, în membre, în zonele de clive ale corpului. Și în momentul ăla caz din picioare. Pur și simplu caz jos. Eu am pățit treaba asta. În momentul în care ai ajuns jos, sângele revine și te-ai revenit și tu. Ce se întâmplă în situația asta? Cel mai bun tratament? Scoate omul din căldură, pune-l undeva la rece. Mi-aduc aminte, am pățit chestia asta, n-am spus niciodată, eram student, eram la mare, știți cum este când e student la mare, nu știi ce e aia, zi și noapte, da? Transform noaptea în zi, deci efortul fizic clar, căldură e clară, îți deam la o coadă la o bere și mi s-a întâmplat să cad. M-am făcut bine întindându-mă pe o piatră. O piatră rece. Secundă următoare n-am avut nimic. Deci se poate reveni. Acestea sunt recomandările dumneavoastră pentru telespectatorii noștri de la care își fac concediu acum la mare. A, da, că eu am zis că nu e prea grozav. Deci e foarte important să nu se combine efortul fizic, da, cu temperatura mărită. Pentru că în momentul ăla apar dereglări în circulație. Noi trebuie să înțelegem că organismul nostru este într-o permanentă legătură cu ce se întâmplă în atmosferă. Presiunea atmosferică, umiditatea atmosferică. Acestea toate influențează și presiunea noastră. Hipertensivii. Fac hipertensiune, puseai de hipertensiune și riscul este accidentul vascular, da? Ori fac căderi de tensiune și atunci riscul este infarctul de miocard. Și, în general, infarctul. Deci, sunt lucruri care trebuie știute. Organismul nu este ceva în afara naturii. Noi suntem într-o permanentă relație, într-o permanentă legătură cu ceea ce ne înconjoară. Inclusiv cu poluarea, inclusiv cu asfaltul, inclusiv cu... Nu mai spun. Așa? Deci, așa, trebuie să înțelegem că suntem într-o legătură cu natura, cu ambientul în care trăim. Și trebuie să ținem cont de el. Din nou revin la sfaturile specialiștilor, cum putem să limităm creșterea temperaturii în locuințe. Închideți ferestrele expuse la soare, trageți jaluzelele și sau draperiile, țineți ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuințe, deschideți ferestrele seara târziu, noaptea și dimineața de vreme, provocând curenți de aer pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuință, ștergeți sau scădeți intensitatea luminii artificiale, închideți orice aparat electrocasnic de care nu aveți nevoie. Da. Da. Mâncăm lucruri proaspete, dar care să n-aibă nitrit, cum au toate, lubenița să fie lubenița, pepenele fete. Voiam să vă întreb despre acest curent, mă trage curentul, pentru că, iată, sfaturile specialiștilor sunt acelea de a deschide ferestrele. Păi sigur, ce e curent? Ce e la curent? Nu știu, n-am aflat niciodată. Ce o zi, închide de mă cu curentul? Că mă trage curentul. Nu, domnule, nu te trage un curent, vine aerul proaspăt, e foarte bine, lasă-l deschis. Nu, avem niște cutume de-astea, nu știu de unde luate. Mă trage curent, m-a tras curentul. Ce e aia m-a tras curentul? Nu te-a tras, a venit aerul proaspăt, e foarte bine. Deci, trebuie să ne obișnuim să gândim puțin altfel. Tot ce se întâmplă, asta nu e știință. Asta sunt lucruri de bun simț. Așa trebuie făcut. Vrei să fie răcoare în casă? Trage nică perdelele. Fă umbră în casă, că dacă nu e umbră și lasă... Nu știu dacă, vedeți, asta e bine să tu să vezi. Tot în America Centrală, când am fost, am remarcat o chestie. Toate casele sunt stil vagon.
Deci treci din cameră în cameră. Și era deschisă ușa și într-o parte și în cealaltă, tocmai ca să existe acest curent. Această ventilație. Jos nu era parchet, nu, era gresie, ca să fie răcoare. Știți că în Africa construcțiile se fac din paiantă, acel material de construcție pe care noi nu mai băgăm în seamă. Nu mai știm ce era. Noi avem prefabricate betoane ca să ne încălzim bine de tot. Păi în Africa este acel bălegar, acel pământ, acel lut cu paie, care este nemaipomenit. Dar sunt multe sate, dacă mergeți în zona Brăganului, veți găsi sate cu asemenea pereți. Da, acest stil de material se pliază foarte tare pentru perioada... Pentru perioada asta, sigur. Vă găsi aceste lucruri, pentru că paiele care sunt în acea amestec de lut, sunt cu aer în ele, sunt un foarte bun izolator termic. Dar și la iarnă, când vom avea temperaturi. Și atunci sunt bune. Da. Păi bordeiul, râdem de bordeiul românesc, dar în bordei iarna e cald și vara rece. Vă ascult. Păi acum este mai complicat, că am ajuns la ultima fază, care este șocul termic, șocul caloric. Acestea de două feluri. Când apare în condiții de temperatură, ce se întâmplă aici atunci? Temperatura centrală crește foarte mult. Și atunci apare pericolul decesului. 75% din cei care fac acest șoc termic caloric, mor. Când temperatura centrală crește de 41,5 grade. Și temperatura centrală se ia intrarectal. Bine, sunt multe. Putem salva pe cineva? Cum ne dăm seama? Păi, aici este problema, că nu se manifestă imediat. Există două forme. Manifestare imediată. Da. Și șocul termic, care apare pe loc, deci de efort. Numai nu e efort, dar și acest șoc termic clasic, care apare la câteva zile după expunere la căldură. Deci eu m-am expus astăzi la căldură în prostie și șocul termic îmi apare peste 3-4 zile. Cu această creștere a temperaturii centrale a organismului, care duce la exit. Și ce putem face noi? Dacă păi nu prea putem face, trebuie să o facem înainte, că atunci nu mai facem, atunci cum ne dă Dumnezeu, norocul. Trebuie să o facem înainte, să nu stăm ca nebuni în soare. Nu stă, e boala asta. Există o limită sau... Și categoric. În primul rând, n-ai ce căuta după ora 10 la plajă. Punct. N-ai ce căuta. Lăsând o parte arsurile. Cantitățile de iaurt pe care le dai pe spate. Alea trebuie mâncate, nu trebuie date pe spate. Așa de pe vremea mea cu iaurt. Acum văd că se dă cu tot felul de spray-uri și de... Așa. Cu cortizon. Pe vremea se dă cu iaurt. Producă arsuri. Arsurile sunt de fapt plăgi, sunt răni. Asta se infectează. Nu vedeți scandalul care se petrece în România? Nu avem spitale de mare arși? Păi arsiunea de la soare e ca și aia de la flamă. Rezultatul e același. Deci n-ai ce căuta după ora 10-11 la soare. Îți vezi de treabă. Mai există încă ceva pe lângă aceste infraroșii care te nenorocesc, că te arde, te pârlesc, te fac purceluși la tavă, mai sunt ultravioletele. Chiar nimeni n-a auzit până acum de melanom. Melanomul este unul dintre cele mai nenorocite cancere de piele. Asta nu se vindecă. Și unul din factorii care generează acest cancer de piele sunt radiațiile ultraviolete. Deci acele merg să fac plajă ca să arăt bine la noapte la... Unde se duc? La club. La club. Pe primea aceea de discotecă și înainte de discotecă erau reuniuni. Vedeți că ați uitat cum e cu tinerețe. Tocmai ce spuneați la începutul emisiunii, că... Da, păi, e nebunia. E asta, tinerii acum trebuie să... Acum de ce să fim răutăcioși, tinerii, nu? Tinerii trebuie să înțeleagă chestiile astea. Că nu-i de stat pe plajă toată ziua. Așa. Că a intra în apă. Da. Este la fel de periculos, poate mai puțin neplăcut, dar de periculos ca și când stai afară, pentru că ultravioletele acelea se reflectă în apă și vin mai multe asupra ta. Da. Și dacă, Doamne ferește, o mică leziune pe piele, care... Te dezvoltă într-un melanom, da? Se malignizează, ce face? Deci, nu zice, ma, stau în apă. Da, e rău să stai în apă. Deci, e perioada la care n-ai ce căuta pe malul mării. Stai în balcon, dacă vrei. Bea o bere rece, sau un suc rece, sau ceva rece. Da? Și te uiți la valuri, admiri peisajul. Și te relaxezi. Da? Și mai ales să nu se muncească. Eu când văd acești oameni pe marginea drumului muncind, e mai rar. Îi vezi mai rar. Dar când îi vezi muncind,
mă gândesc și sub aspectul profesiei mele, oare nu le spune nimeni acestor oameni că nu-i bine ceva? Poate unii dintre dumnealor primesc astfel de sfaturi din partea specialiștilor, pentru că mi-e greu să cred că nu au acces, nu știu, la nu știu, astfel de emisiuni. Nu cred că este firesc. Că dumneavoastră, specialiștii, nu le transmiteți mesajele pe care trebuie să le urmeze în această perioadă. Este greu. Este greu pentru că înțeleg că trebuie muncit, înțeleg că centura Târgu Jiului trebuie făcută, că nu știu câți ani nu s-a mai făcut. Da. Da, dar acum nu. Acum lasă-i domnule primar în casă, domnule constructor, lasă-i în casă. Dar se poate munci noapte, așa cum se lucrează în serviciile. E perfect, de ce nu se întâmplă asta? Păi nu aș putea să vă răspund. Trec prin oraș, eu vin dintr-un oraș micuț, Motru, și văd femeile care muncesc săracele de ele, la măturat, la asta. De ce trebuie să muncească la 9-10? De ce nu muncesc la 4-5 dimineața? Se de ce poate dega la timpul de lucru. Sigur, dar adică multe lucruri se pot face noaptea și nu ziua, mai ales în situațiile astea, pentru că suntem în situație limită. Vă rog. Mai departe, hai să ne luăm de spitale. Eu sunt mai rău, mă știți, puțin da, mai rău. Da. De ce nu are fiecare salon din spital aer condiționat? Sau măcar relicia aia de care povesteam. De sau ce măcar. De ce? Vom întreba, vom adresa aceste întrebări. Păi puneți întrebarea asta directorului spitalului. Mă, domnule director, dar de ce nu puneți? Pentru că un om bolnav stă în pat și nu are confort termic. Patul ăla, nu o să spuneți că cine de mătase e făcut așternutul, nu? Știm cum sunt, da? Nici măcar bumbac egiptean sau chinezesc nu este, da? E cald. Nu mai vrea să stea acolo. Vrea să plece din spital. Îl deranjează psihic. Aparținătorii sunt nervoși. Sunt foarte multe lucruri la care duce această căldură nenorocită de care sper să scăpăm în 2-3 săptămâni. Bun. Până atunci să mai avem câteva recomandări pentru prevenirea apariției de îmbolnăviri în rândul copiilor. Este vorba aici despre sugari și copii mici. Realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă și curenți de aer. Sistemul de alimentație avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în această perioadă. Se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugar mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită. Copilul va fi îmbrăcat lejer cu hăinuțe din materiale din fibre naturale comode. Nu va fi scos din casă decât în afara perioadelor caniculare din zi și fără căciuliță pe cap, doar cu pălăriuță. Da, copiii se deshidratează foarte repede, copiii mici se deshidratează, da? Și trebuie refăcut... Adică mesajul este să nu infofolească. Nu, mesajul este să fie hidratați. Da. Da? Mamele să-și hrănească copiii la sân, nu cu biberonul, da, la sân. Doi, să nu îmbrace cu 70.000 de roz, maro, albastru, și așa mai departe. Deci să fie lejeri, lejeri. De preferat bumbacul și mătasea. Bumbacul și mătasea. Dintre toate țesăturile astea, sunt cele mai indicate. Bumbacul și mătasea și sigur copilul să stea în casă. Categoric. La cel mai mic semn de suferință al copilului sau mama, aceștia se vor prezenta la medicul de familie sau care va decide conduita terapeutică sau ce trebuie să urmeze mai departe. De asemenea, atenție deosebită se va acorda condițiilor de igienă atât pentru copil cât și pentru mamă. Copilul va fi ținut cu hăinuțe sau scutece curate și uscate. Copilor preșcolari li se vor face dușuri cu apă la temperatura camerei. Dacă există creșterea temperaturii, da, nu mai folosesc. Mulți vin să zic, copilul mare febre, îi dau antibiotice. Pentru ce se leagă antibiotic? N-ai un prosop acasă? Ba da! Și nu poți să-l pui în apă rece? Ba da! Păi pune-l, dragă, și pune-l pe picioare. N-am văzut și în filme. Fac febră, da? Le pune pe frunte o compresă rece. De ce? Ca să ia căldura. Pentru copii, ideal este acest prosop. Nu să le bagi, cum facă ciorap cu oțet sau nu știu ce e asta, da? Nu, o să mă obicei de la țară, nu știu unde vine. Un prosop ud pus pe picioarele copilului. Deci de la genunchii jos. Știți cum îi scoate temperatura? Instantaneu. Nu trebuie nici supozitoare cu nu știu ce, nici antibiotice, dacă nu mai vorbesc, nici siropuri, nici doctori. E mai simplu cu prosopul ud.
Doar cu prosopul. Doar cu prosopul, indiferent de ce temperatură are copilul. Din ce cauză are temperatura? Dacă vrei să-i uscați, așa e uscați. Altfel... Și apoi sfatul este acela de a merge la specialist, este clar. Păi nu... eu spun asta. Da. Nu mai merge la să, le spunem telespectatorilor o dată, nu uitați, invitatul nostru în studio este domnul dr. Mihail Moisescu, dumnealui este președintele Asociației Patronatului Medicilor de Familie din județul Gorj. Da, sunt doctor de 40 și ceva de ani, asta e calitatea mea. Că în viața asta am văzut atâția copii, am văzut atâta temperatură, am văzut atâtea proaste tratamente, încât mă crucesc. Și am învățat și eu de la alții. Mediul online influențează? Sigur. Pacientul român? Sigur. Aceasta era întrebarea. Dacă mediul online influențează pacientul român? Și o tragedie. Român, e tragic. Pentru că, vedeți, noastră, una este să citești, și e foarte bine pe internet, pe Google ceva, da, când știi. Și altceva este să citești când habar n-ai ce e vorba. Povestea vaccinării de acum. Da, o vom discuta, da, imediat avem, deci, și o intervenție telefonică. Online nu este o fericire și o nenorocire în același timp. Depinde cui se adresează și cine îl folosește. Bun. Avem câteva recomandări pentru persoanele vârstnice și cu afecțiuni cronice. Vedem dacă sunteți de acord cu acestea și ne spuneți dumneavoastră în completare ce trebuie să mai urmeze dumnealor. Crearea, evident, a unui ambient care să nu supra-solicite capacitatea de adaptare a organismului, hidratarea corespunzătoare cu apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slăbuț îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă, fără adaus de conservanți, alimentația va fi predominant din legume și fructe proaspete, se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalații frigorifice funcționale de păstrare a alimentelor, se va evita consumul alimentelor ușor perisabile, este interzis consumul de alcool și cafea în timpul caniculei, se va evita circulația în perioadele de vârf ale caniculei sau, dacă este absolut necesar, se va folosi îmbrăcăminte ușoară din fibre naturale, precum și pălării de protecție pe cap. Persoanele care suferă de anumite afecțiuni își vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în aceste perioade de caniculă, persoanele cu afecțiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulație mentale sau cu hipertensiune, să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice în condițiile existente. Menținerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea câte 3-4 dușuri pe zi. Sunteți de acord cu aceste sfaturi? Da. Da? Deci da, răspuns sigur da. Da, sigur că sunt de acord. Dar trebuie să se și întâmple aceste lucruri, trebuie să se și facă aceste lucruri. Explicați-mi mie, cum putem convinge totuși bărbații noștri frumoși din Gorj că atunci când e afară sunt 40 de grade să nu bea bere? Da, să știți că nu ne adresăm doar bărbaților frumoși din Gorj. Uitat, da, eu am devenit gorjean. Tuturor bărbaților frumoși din țara asta. Da. Să nu bea bere, dragă. Să nu bea vin ziua sau țuică. Să nu... Noaptea au voie? Noaptea au voie, puteau. Dar ziua nu. Să bea apă plată. Și apă minerală e foarte bună. E foarte bună apă minerală pentru că aduce un aport. Că am văzut că se ferește lumea de apă minerală. De ce? Aduce un aport de săruri pentru că transpirația, pe lângă apă, elimină săruri. Organismul are nevoie de săruri. Sodiu, potasiu, magneziu, de toate astea are nevoie. Nu le are, ne ducem pe copcă. Inima, dacă nu are sodiu și potasiu cum trebuie și cât trebuie, stă. Continuăm recomandări pentru persoanele care... O secundă, revin la pălăria de paie. Da, vă rog. Revin la pălăria de paie. Uitați-vă în toate zonele cu căldură, zonele tropicale, în America Centrală, toată lumea poartă pălării de paie. De ce? E cea mai bună protecție pentru cap. Nu șepcile astea faine. Nu, pălărie de paie. Purtăm și șepcile faine când trece perioada de caniculă. Când mergem la club. Bun. De acord cu dumneavoastră. Recomandări pentru persoanele care prin natura activităților lor depun un efort fizic deosebit. Aceștia vor încerca dozarea efortului în funcție de perioadele zilei, încercând să evite excesul de efort în vârfurile de caniculă. Dacă valorile de căldură sunt foarte mari, se va proceda la stoparea activității. Se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apă minerală, apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă, fără adaos de conservanți. Este total contraindicat consumul de cafea și alcool în această perioadă. Utilizarea unui echipament corespunzător din fibre naturale și echipament pentru protejarea capului de efectele căldurii excesive. Mai avem aici câteva recomandări și pentru angajatori, dacă îmi dați voie să le citesc. Ar trebui să le știe, nu să le citim noastră. Să le citim totuși ca să le cunoască și telespectatorii. Să aibă grijă de oameni.
pentru ameliorarea condițiilor de muncă, recomandări pentru angajatori, așadar, reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer, asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri persoană per schimb, asigurarea echipamentului individual de protecție, asigurarea de cabine de dușuri. Ideal. Eu îmi mai spune ceva. Sunt recomandări ale inspectoratului pentru situații de urgență. Arafat și compania. Știți, în primul rând să înceapă activitatea la ora 5:30, 5:06, dacă trebuie neapărat să lucrezi de afară. Da. Nu la 8:09, când vine șeful cu mapa. Deci cei care sunt cu sapa, să o ia de la 5 până la 8, cel mult 9, 10 și gata. Ăla cu mapa să vină la 10 să se plimbe pe acolo dacă n-are ce face. Deci e foarte important să se lucreze noaptea. Asta e foarte important. Muncile care trebuie făcute afară, da, salubrizarea, drumuri, e bine să fie făcute noaptea. Dacă sunt temperaturile mari, categoric. Iar angajatorii trebuie să înțeleagă că au o obligație față de cel pe care l-au angajat. Trebuie să fie, în primul rând, umani. Trebuie să le dea acea apă de care este nevoie. Trebuie să le facă acel microclimat. Vedeți, muncesc o oră, simt că mi-e cald, nu mai pot. Trebuie să existe o cameră în care să mă duc să mă relaxez. În care să fie răcoare, să fie plăcut, să existe acel ceai puțin îndulcit de care spuneați, acea apă, cum aveți dumneavoastră aici, o apă foarte bună, rece. Asta trebuie să existe. De ce nu o fac? Nu aici. Hainele, uitați-vă ce salopete, ce cauciucate, ce... Nu merg, temperaturile astea nu merg, l-omori. Și atunci vin oamenii și spun, domnule, pensionații la 52 de ani. Ce-au dreptate. Că ne-ați distrus sănătatea. Bun, vorbeam de simptome care apar în această perioadă, oboseală fizică și psihică pe care l-a spus și dumneavoastră, tulburări de ritm cardiac, stare de disconfort, iritabilitate, agitație, greasă, vărsături, cefalee, amețeală, lipotimie, leșin, dureri și crampe musculare, sete accentuată, insomnie, care poate conduce la stări de nervozitate, intensificarea simptomatologiei existente în cazul unor boli cronice aici, cred că nevoția noastră... Rinichiu, inima... Atacul acesta de căldură, dragi telespectatori, spun specialiștii că poate să apară și la tineri, nu doar la persoanele cu risc, adică copii și vârstnici. Nu, dar își imaginează cineva că tânărul are altă structură fizică decât bătrânul și copilul? Nu. E același lucru. Tinerii beneficiază de absolut aceleași nenorociri ca și bătrânul, ca și copilul. Ba mai mult, că dacă stai noaptea în club, în cum se cheamă în București acolo, cartierul istoric, sau cum îi spune. Așa. Așa. Păi dacă stai toată noaptea acolo și dimineața o iei de la început, sigur că te lovește. Sau dacă stai într-o crâșmă, într-un club pe litoral și te duci și dormi pe plajă și te scoală soarele la ora 11, nu te mira că poți să faci un accident vascular. M-ați zis, la ora actuală, foarte multe boli cu majoritatea, cu un sfârșit... sunt la tineri. Infarct de miocard, accidente vasculare. Eu am văzut foarte mulți tineri care fac așa ceva. Disecții de aortă, pentru că și materialul e prost, că s-au hrănit prost în viața lor. N-au mâncat cum trebuie. Păi, și credeți dumneavoastră că dumnealor nu și-ar fi dorit? Ba da, dar cineva trebuie să le spună. Hai să mergem împreună, dacă vreți, într-o zi, într-un supermarket, să vedem ce cumpără tineretul. Credeți că noi românii avem o problemă de mentalitate? Nu. Avem o altă problemă, mai mult. Cea educației sanitare? Nu. Vrem să prindem din urmă Occidentul. Dar naiba știe de ce... Este un lucru rău? Da, nu e rău. Dar naiba știe de ce vrem să prindem în lucrurile rele. În alea bune nu vrem să-i prindem, dar în alea rele, da. De ce spuneți acest lucru? Fast food-ul. Așa. Toată lumea spune că fast food-ul este o nenorocire. Și este. Uitați-vă la americani, uitați-vă la austrieci, uitați-vă la australieni care sunt grozitori de greș. Dar popoarele arabe mănâncă. Fast food? Și mâncare fast food. Nu. 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 Aceea nu e fast food, nici mănâncă ei? Nu. Nu. Vă referiți la kebab-ul ăla și chestia. Nu e fast food. Dar noi așa mâncăm.
Dumneavoastră vă la chipsuri. Se mănâncă chipsuri, se mănâncă, se beau suc, toate băuturile astea gazoase, toate sucurile astea care nu mai au nimic, nimic adevărat în ele. Totul este artificial. Și ne mirăm că avem copii obezi. Vreau să vă întrerup câteva minute, să-i spunem bună ziua domnului inspector principal de poliție Victor Țuhașu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj. Bună ziua, ne auziți? Bună ziua! Bună ziua! Reprezentantul poliției o să vină cu câteva recomandări pentru populație în această perioadă a vacanțelor și a plecării în concediu. Vă ascult, domnule Țuhașu. După cum a spus și dumneavoastră, avem o serie de recomandări atât pentru conducătorii auto, cât și pentru ceilalți cetățeni, pentru a preveni eventuale victime, să fie victimele vreunor infracțiuni. Astfel, în cazul în care plecați în vacanță, indiferent de perioada în care lipsiți, pentru ca revenirea să vă fie lipsită de surprize neplăcute, nu neglijați următoarele aspecte. Rugați un vecin de încredere să țină sub observație și să anunțe imediat poliția dacă observă o persoană suspectă care staționează fără motiv în fața ușii sau care încearcă să vă descuie ușa. De asemenea, spuneți numai persoanelor de încredere când plecați de acasă pentru mai multe zile. Închideți și asigurați la plecare toate ușile și geamurile casei, ușa de la balcon, geamul de aerisire de la baie. Nu lăsați ferestrele deschise în poziția oscilobalatant. Pregătirile de deplasare să fie făcute cât mai discret. Atunci când părăsiți locuința, o lumină aprinsă sau un aparat de radio în funcțiune pot deruta eventualii musafiri nepoftiți. Obiectele de valoare mare și volum mic sau banii lipsiți fiind totdeauna în atenția infractorilor, deci nu le lăsați în locuință. Nu postați pe rețelele de socializare data la care plecați în vacanță sau perioada în care lipsiți de acasă. De asemenea, ați, cu siguranță ați auzit despre persoane cărora le-au fost sustrase gențile, telefoanele sau portofelele. În fapt, șansele de a vi se întâmpla acest lucru sunt mici. Există foarte multe reguli pe care, dacă le respectați, o reducând astfel la zero neșansa de a deveni victima unui bot. Țineți-vă bunurile ascunse, astfel vor fi în siguranță. Nu vă lăsați niciodată geanta, bagajele sau alte bunuri nesupravegheate în locuri publice. Când aveți posibilitatea, plănuiți-vă plecările și ieșirile în oraș. Evitați zonele neiluminate sau izolate, mai ales după căderea întunericului. Manifestați atenție la cine se află în preajma dumneavoastră. Nu vă țineți bunurile în același loc. Dacă aveți cheile, portofelul, actele de identitate în aceeași geantă sau același buzunar, crește riscul ca actele, documentele dumneavoastră să fie furate de la locuință sau de către alte persoane. Nu vă etalați bunurile de valoare pe care le aveți cu dumneavoastră. Fiți discret. Fiți scumpe, telefoanele, tabletele sau camerele video-foto pot atrage o atenție nedorită. De asemenea, noaptea mergeți pe mijlocul trotuarului cu fața spre trafic. În felul acesta nu puteți fi urmărit de către mașini. Bunurile electronice, cum sunt telefoanele, tabletele, sunt tentate pentru hoți. Fiți atent la ce se întâmplă în jurul dumneavoastră când le folosiți. De asemenea, pentru a evita să fiți victimele unor evenimente rutiere, vă recomandăm următoarele. Verificați întotdeauna starea tehnică a autovehiculului înainte să plecați la drum. Totodată, nu plecați la drum obosit și în niciun caz după ce ați consumat băuturi alcoolice. De asemenea, adaptați permanent viteza de deplasare la condițiile concrete de drum, trafic și meteo. Purtați centura de siguranță și adaptați permanent o conduită preventivă. Conduita rutieră preventivă presupune, printre altele, anticipează ca să previi, ferește-te și pentru alții, acționează după ce ești sigur de intențiile partenerului, renunță când nu ai certitudinea reușitei manevrei, o asigurare în plus oricând este binevenită, dar mai ales înainte de depășire, schimbarea direcției de mers și pătrunderea în intersecție. Evitați tentația alcoolului. De asemenea, avem și o serie de recomandări pentru pietoni. Să circule numai pe trotuare când strada este prevăzută cu acestea. Să circule numai pe partea stângă a drumului în sensul de mers când aceasta nu are trotuare. Să traverseze drumurile publice prin locurile marcate și să se asigure înainte de a traversa. Nu pășiți pe trecerea de pietoni înainte să vă asigurați că puteți să o faceți în siguranță, chiar dacă semaforul are culoarea verde. Să nu folosească telefonul mobil sau alte dispozitive electronice atunci când traversează un drum public, astfel încât să poată fi atent la traficul rutier. Când nu există în apropiere trecere de pietoni semnalizată sau marcată, traversarea drumurilor publice se face numai pe la colțuri intersecției după o asigurare temeinică. Atenție, aici nu aveți prioritate.
nu traversați drumul în fugă. Fiți mult mai atenți la traversare noaptea sau atunci când vizibilitatea este redusă. În condiții de carosabil umed, spațiul necesar pentru frânare crește foarte mult. Circulând atent, aplicând permanent principiile conduitei preventive, orice deplasare a dumneavoastră va fi o călătorie plăcută. Vă mulțumesc. Acestea au fost principalele recomandări. Vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim. Recomandările dumneavoastră le adresăm tuturor telespectatorilor noștri din toată țara, pentru că sunt, iată, recomandări în perioada vacanței a concediului. Alături de noi a fost inspector principal de poliție, domnul Victor Țuhașu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj. De vreau și întreba ceva pe domnul inspector. Păi ce nu ați uitat la filme englezești, presupun, nu? Așa. Vedeți că polițistul lor ăla de pe stradă se cheamă Bobby. Este? Și atunci dacă eu, care sunt fericitul posesor a unei case și văd că în Târgu Jiu și în Gorj sunt foarte multe și în țară au apărut case, multe așa, case, mai stau mai unii la bloc, plec în concediu. E așa de greu să-i spun polițistului de aproximație, domnul X, Bobby, plec și eu în concediu, fii drăguț, uite-te și pe la casa mea. Și el vine cu lanterna seara, se uită dacă este tot păi în da, regulă. Dar acum avem cartele, cum filme? Se intre domnul aia, filme? Bobby? La mine, la etajul 4. Ei, noi acolo sunt vecinii de bloc, că și-o stau la bloc. Acolo se uită vecinul, vecina de peste drum, că se uite așa. A, doar să numesc vecina. Da. Care are niște ani. Dar ce ar fi să facă chestia asta poliția? Da, o să discutăm acest subiect în momentul în care reprezentanții IPJ vor fi aici în studioul nostru. Tot pentru perioada aceasta a vacanțelor, iată, restricțiile se reîntorc în multe țări din Europa, iar perspectivele unei reveniri economice luminoase sunt puse în pericol de varianta extrem de contagioasă a virusului Delta. Iată, revenim din nou la o răspândire rapidă a variantei Delta de coronavirus, care îngrijorează atât pe economiști cât și pe specialiștii în medicină. Perspectivele unei reveniri economice a Europei riscă să fie umplite din nou de un nou val al coronavirus și vedem cum percepeți dumneavoastră această situație. Care sunt sfaturile dumneavoastră pentru cei care pleacă în vacanță? Am un singur sfat. Vă rog. Înainte de a pleca oriunde, să plecați vaccinați. Eu m-am vaccinat în ianuarie, m-am revaccinat la 21 de zile tot în ianuarie și aștept să vină rapelul 3 pentru că am făcut vaccinul Pfizer, da? Da. Și va veni probabil al treilea vaccin. Le spun pacienților mei, care nu sunt puțini, măi fraților, dacă eu m-am vaccinat și nu sunt un sinucigaș, faceți-o și voi. Și mulți m-au ascultat. Trebuie ca să... Vedem noi, sunt o serie de state unde plecăm. Plecăm în Spania, sunt probleme acum cu coronavirusul. În Portugalia sunt probleme cu coronavirusul. Da, deja în Grecia au început din nou. De ce să nu ne ducem liniștiți? Vaccinul ne apără pe noi. Asta vreau să înțeleagă oamenii. Pe noi. Eu mă vaccinez pentru mine. Eu să nu mă îmbolnăvesc. Și pe lângă asta, reduc și posibilitatea de a îmbolnăvi pe altul. Dar important este faptul că eu pe mine mă feresc de îmbolnăvire. Deci cei care vă vaccinați, vă feriți pe dumneavoastră de riscul îmbolnăvirii. Vă feriți de un virus parșiv. Virusul ăsta este parșiv. Îngrozitor de parșiv. Îți schimbă forma, schimbă structura și astfel devine contagios, mai contagios, mai contagios. Iar boala este imprevizibilă. Se spunea, și asta a fost o mare greșeală de comunicare, că așa, numai persoanele vulnerabile au probleme. Nu este adevărat. Boala nu alege. Eu am văzut oameni care au murit. Ați văzut și dumneavoastră, domnule doctor, îmi cer scuze că vă întrerup, în Franța se pregătește un vaccin împotriva acestui virus pentru copii. Da, da, este. Pfizer-ul se folosește și la copii. Recomandați? Care sunt? Nu e nicio problemă. Copilul e la fel ca și adultul. Care e problema? Problema e până la 6 luni, până când își dezvoltă echipamentul imunologic. Dar după este ca și adultul. E un adult mai mic. Care e problema? Noi mereu trebuie să găsim un motiv că nu facem ceva. Nu, domnule, trebuie făcut. Au, dar ați văzut și dumneavoastră câte discuții au existat, inclusiv în mediul online, că ce se întâmplă în aceste... Dar trebuie un plus spațiu, la televiziune, online, nu ce vorbi.
câți nanoteci există în vaccin, cum vin extraterestrii peste noi. Eu nu sunt un antivaccinist, cum nu sunt nici măcar un vaccinist fanatic. Nu, eu am o idee a mea și vine după 40 de ani de experiență. Vaccinul trebuie făcut în funcție de oportunitate. E nevoie de el, îl faci, nu e nevoie, nu îl faci. Ei, acum e nevoie. E nevoie că boala nu are medicament. Nu poate fi tratată. Asta e problema. S-a discutat mult despre teoria conspirației vis-a-vis de... Mai bine discutăm de teoria afacerilor, pentru că să știți că la ora actuală cea mai tare industrie, ca bani, este industria farma. Adevărat. Bate orice fel, și prostituție, și arme, și ce vreți. Farma. Da. Ei, asta e. Oamenii vor să-și vândă marfa. Dar de data asta trebuie făcut acest lucru. Trebuie făcut. Dacă vrei să ai un concediu plăcut, dacă vrei să ai o liniște. Dar vaccin... Eu după ce m-am vaccinat, iertați-mă, știți ce am câștigat? Deci, m-am vaccinat în ziua 6 ianuarie. În data de 6 seara, știți, am avut o liniște în suflet extraordinară. Bun, dar cei care sunt împotriva vaccinării nu sunt de acord cu dumneavoastră. Să mă ierte, dar asta e părerea mea. Treaba lor. Deci eu seara, după ce m-am vaccinat, am avut o stare de bine psihic. M-am simțit protejat. Cum dracu să stai cu sabia lui Damocles deasupra capului? Mă vine sau nu vine virusul la mine? Vine sau nu vine? Era un cântec al lui... Problema nu este dacă vine sau nu vine virusul, problema este legată de efectele adverse ale vaccinării. Dar cine le știe? Păi, le vom vedea de acum înainte. Le presupun. Pentru că, spre deosebire de celelalte vaccinuri care sunt existente pe piață și se cunoaște. Păi, totdeauna a fost un vaccin pentru prima dată. Da? Așa. Deci ăștia spun reacții adverse. Ok, bun. Dar de unde știi care sunt ale? Păi tocmai că nu se cunosc. Păi și atunci nu ne mai vaccinăm. Să știe. Păi atunci nu ne mai vaccinăm. Ca să fim siguri. Cum? Păi și de-aia nu ne mai vaccinăm. Cum? Eu mă duc la primărie și la biserică cu o femeie frumoasă, da? Și spun acolo că voi fi toată viața alături de ea. Și după un an de zile mă duc la tribunal și divorțez. Deci nu putem ști. Știe cine ne cunoaște viitorul? Dar asta este situația acum, asta trebuie făcut. Și eu le spun la pacienții mei, mă, dacă eu m-am vaccinat, că nu sunt un sinucigaș, și mi-am vaccinat și familia mea toată, da? Nu suntem sinucigași. Vaccinați-vă și voi. Și să știți că mulți m-au ascultat și e ok. Bun. Foarte scurt, ne luăm la revedere de la telespectatori. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studiul nostru, pentru sfaturile pe care le-ați dat telespectatorilor noștri. Vă reașteptăm cu drag. Dragii mei, mare atenție. Sperăm că sfaturile medicului, dar și ale polițistului v-au fost de folos. Vă doresc să aveți, nu știu, vacanță plăcută și cei care mergeți la serviciu, mare grijă în această perioadă. Noi ne revedem săptămâna viitoare, marți la ora 18.